Out, out. Vezi cum te-am primit astăzi cu out. Cine intră și cine este de la guvernare? Pe de altă parte, asta este întrebarea. Începe rațiunea zilei alături de Cătălin Stribea. Salut, bine ai venit. Salutare. Cătălin, rațiunea zilei cu Cătălin Stribea la Europa FM. Încerc să vă explic pașii pentru zilele și orele următoare, ca să le fie tuturor mai clar. Așadar, după ce Nicolae Ciucă și-a depus mandatul, urmează să avem noi consultări la Cotroceni, adică să reia procedura bine știută și să se desemneze un nou premier. Bineînțeles că în această situație partidele mai negociază și subteran, adică nu vedem toate lucrurile care se pot întâmpla mai departe. Bun, acum știu că la noi în țară se zicea că dacă nu trec doi premieri și președintele vrea, poate să decidă alegeri anticipate. Asta e cheia, că doar dacă vrea și nu-l obligă nimeni să ducă la dizolvarea Parlamentului să decidă alegeri anticipate. Nici n-are interes domnul Iohannis, formațiunea pe care o sprijină PNL-ul are niște scoruri mici. Deci este la fel de probabil să continue criza, adică să-și cumpere timp, să nu provoace alegerile anticipate, în timp ce domnul Câțu guvernează, dar cu puteri reduse. Cam așa arată lucrurile acum. De astăzi dimineață se vorbește destul de limpede că PSD ar putea intra la guvernare. De ce? Pentru că generalul Ciucă ne-a avut majoritate. PSD a prins un moment foarte bun și încearcă să pluseze foarte tare aici. Cere jumătate din guvernare, inclusiv premierul. Mai greu aici, dar cred că ar accepta de fapt 7 sau 8 ministere, dintre care un minister, cum se numește, avizator. Adică un ministru care semnează documente din astea pe diverse acte normative care pleacă din guvern. Și s-ar putea să obțină câte ceva, doar în, sau nu, dar nu doar în cazul în care PNL revine la sentimente mai bune față de USR. Asta e povestea în momentul acesta. De ce ar accepta Klaus Iohannis și domnul Câțu PSD la guvernare? Pentru că așa e politică. Ar fi răspunsul cel mai simplu, adică da, și pentru că domnul Iohannis ar putea să ajungă în fața unei proceduri de suspendare și nu-i pică bine în momentul ăsta. Dacă se negociază de ceva vreme, foarte mulți oameni din PNL și PSD zic așa: dar nu mai bine ne împăcăm noi, că am fost de ani de zile împreună. Ce să mai... Împreună au fost și cu cei de la USR, da, vă, că... Da, da, nu, cu USR e greu, acolo e o chestiune de orgoliu, pare că nici președintele, nici premierul nu văd bine cu USR-ul, deși în mod natural asta ar fi fost. Și așteptăm negocierile... Orizontul de timp, Cătălin, cam care ar fi până când vom avea... Aici am să fac întâi observație înainte de a-ți răspunde la chestiunea asta. Toată această criză și uimirea mea în această criză a fost aceea că, spre deosebire de trecut, când noi am mai fost în alte crize, vechii politicieni știau cu 2-3 mișcări în față, aveau variante, aveau planuri pe vremea PDL-ului, PSD-ului, niște politicieni bătrâni, parcă jucau șah. Și atunci vorbeai cu ei și spunea: uite, dacă se întâmplă lucrul ăsta, noi o să facem așa, dacă ei fac așa, noi facem așa, adică gândeau înainte. De data asta, eu n-am mai văzut tipul ăsta de gândire, adică vorbești cu politicieni și rămâi uimit că ei zic: las că o să ajungem noi la momentul respectiv. Bun, nu merge așa. De asta, orizontul de timp este doar așa, cum ar spune englezul, o lucky guess, adică îmi dau cu părere aici, dar cred că dacă se merge pe varianta PSD și să zicem că se acceptă și de către domnul Iohannis și de către mare parte din PNL asta, nu vor fi niște negocieri ușoare. Cred că se vor folosi foarte mult acele 10 zile aflate la dispoziție după o desemnare, pentru că va fi o împărțire foarte grea între două partide mari de tot, care au o clientelă uriașă. Deci, cred că suntem în fața încă 2 săptămâni, din punctul meu de vedere. Fiecare zi care trece nu prea e în interesul nostru. E o fi în interesul lor să mai... Da, se gândească, nu să pare. Mai negocieze, dar în interesul nostru nu cred că... Nu pare, vezi că situația e
complet scăpată de sub control. Noi trăim și o criză, cum bine ai spus, am mai trăit crize, dar parcă nu eram așa de crizați, iartă-mă că folosesc... parcă nimic nu prea merge în jurul nostru și atunci... Și alți termeni în minte, dar hai să vorbim frumos așa, parcă niciodată nu am fost atât de incompetenți în materie de politică. Pentru că și politica asta are un chichirez al ei, e făcută de niște oameni care înțeleg și combinațiile alea pe care le vedem au uneori o noimă. De data asta, mai tot ce s-a întâmplat nu are noimă. Cătălin Striblea, mulțumim. Mâine te așteptăm la România în direct. Zi bună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.